Bun. Lumea se trezește în lumea ta, personalizată acum. Și se aruncă să filmeze. Vezi ce prostie ai învățat oamenii. Toți se aruncă să filmeze. Să filmeze nu știu ce, nu știu despre ce. Da? E minunat. E foarte bine. Ok. Dar e una să filmezi un fel de autobiografic, cum te trezești și prin ce treci, ca și. Adică, nu special să filmezi situații din situație în situație, tu ce simți, cum simți, cum te trezești la realitate și cum începi să povestești despre una, despre alta și cum înțelegi lucrurile, trezindu-te, înțelegând că joburile nu mai sunt, pentru mine nu mai sunt, în lumea mea nu mai sunt, nu știu cum se transformă, cum ajung să fie, cum să... Păi dar cum și atunci, din ce trăim, cum facem, cum trecem? Ai să vezi, ai să rămâi uimită, plăcut, da, uimită, uimită, plăcut. Încă o dată, țările se schimbă, mai ales în primul rând se schimbă țările și locul din lume care nu l-ai auzit niciodată, nu l-ai văzut, nici nu l-ai auzit măcar și auzi acum că era o țară, nu știu unde, nu, da? Nu susții nimic energetic. Bun. Tu nu-ți susții jobul tău fost din 3D și tu ai să susții nu știu ce joburi a nu știu cui sau să facem să fie lumea mai bună. Nu trebuie să faci să fie lumea mai bună. Trebuie să mergi pe stradă, să urci într-un autobuz sau într-o mașină, să te duci să-ți iei de ce ai nevoie, să te duci acolo să faci unde, da? Și deja ai făcut lumea mai bună din propria tu faci diferența, da? Din propria diferență, da? Mă uitam la un podcast acum. Eu nu mă mai uit la nici la treziții mei la podcasturi de la un timp încoace, dar acum eram curioasă de seretură cuantică și m-am trezit cu amintirile care mă iubesc despre soldați, nu știu de ce. Deci soldați, armament, avioane, tot acolo și tot despre asta mă uitam și tot asta vroiam să văd, da? Da, lumea în uniforme. Din start era cumva, asta era unul dintre primele programele care se aștepta, se dorea vindicat-o, dizolvat. Bun. E ceva acolo cu podcasturile astea. Tu când te uiți, susții ceva energetic, un podcast, un așa, un webinar, susții lumea omului. Da? Când rezonează cu tine? Când rezonează, simt, da? Când simți că nu e lumea ta, în lume, dar rezonează curiozitatea ce se mai întâmplă în lume, da? Și atunci nu neapărat să te uiți până la capăt, dar să înțelegi despre ce e vorba. De aia ești curios, curioasă. Bun. Susții energetic din start, da, internetul, înregistrările, ce va fi a fost așa, fetele cu ghiocul, da, treziții și, da, după, de-abia după una alta ce se mai întâmplă în lume și cum să, pentru că ce se mai întâmplă în lume, da, deci treziții și atât susții. Mai un film, mai un cântecel, să mai țopăi, să mai dansezi. Când te uiți concret la susții niște webinare sau niște concret de job și de legat de job, nu mai e despre tine. Ai să râzi. Nu te mai, un fel de nu că nu te prive. Nu, în primul rând, tu te-ai trezit și ai înțeles că tot pământul e în tine. Îți dai seama. Tu
toate națiile sunt în tine, se proiectează din tine, da? Cât susții tu, susții atât, cât susții se proiectează. Toate țările se proiectează, tu susții ce? Țărișoara, unde ești? În rest, chirdâc se întâmplă. Pentru că atâta, nu atâta forță ai. Ai forță pentru 700 de pământuri, dar nu te interesează, nu te mai interesează viața din 3D. E? Și atunci când se vorbește să facem drumuri, nu știu pentru cine, să facem la job, șefii, când aud șefii, mă apucă pandalile. Omul nu mai are șef, omul proiectează ca să se ducă la job, de mic își proiectează un job, da? Și de mic își proiectează cu tot tacâm, șef, contabilitate, tăgădăm, tăgădăm. Nu se mai trăiește ca în 3D să-ți proiectezi șefii mei de la nu știu unde, din București m-au lăudat, șefii mei de la de unde lucrez eu acum de aici au fost așa, da? Reticienți, șefii mei, nu e. Tu ești în locușorul ăla unde, da, experiență personală, despre mine vorbesc, pentru mine, cu cine rezonează, aude. Îți dai seama, lumea își pune mâinile în cap și tot spune femeia asta. Tu ești atât cât ești, culme. Ai auzit, ce ai auzit azi? Ai auzit în Marea Neagră, rechin, nu știu ce. De unde? Cum? De când? De unde? Îs proiecțiile cuiva, îs fricile cuiva. Și dacă tu susții așa ceva, așa ceva se întâmplă. Adu-ți aminte, săritură cuantică și ai început să vezi lumea altfel și atât. Ai început să cauți pe internet, te-ai speriat. Una e să vezi tu altfel lumea și să înțelegi, e magic, nu e magic, e... A fi sau a nu fi, da? Hamlet. Asta e întrebarea. Și te uiți pe net și te-ai speriat. Ce puteai să vezi, ce fantasmagorii, toate fricile omenești, toate... Și mă uitam la podcast acum și erau doi și povesteau. Unul povestea despre cum vede lucrurile, dar nu le spunea că el așa vede, dar spunea... Trebuie să faci și tu asta, că dacă ieși în așa și faci și dreci, în lumea lui așa e. În lumea lui lalt nu e așa. În lumea celuilalt e cu totul altfel. E, uite, să zicem, mă uitam la un podcast cu poliția, da? Cineva, poliția rutieră povestea și alături era cineva cine a plecat de la poliția rutieră și s-a mutat la poliția cu câinii, cu nu știu ce, da? La om nici nu e altă poliție decât poliția cu câinii, tu înțelegi? Înțelegi unde e? E superb. E. Fiecare își alege, nu că își alege, dar e ghidat din sufletel, da? E semnătura. În ce direcție merge? Și cu cât mai simplu și mai neadecvat, da? Nu ca în 3D, nu că special să faci, ca, nu ca în 3D, nu. E la bază stă 3D-ul cu tot ce are, proiecțiile care, amintirile care te iubesc și la un moment dat înțelegi cum stau lucrurile. Tu îți proiectezi șefii care te adoră sau nu, care te deranjează sau nu. Dacă tu proiectezi șefii care te pune la punct și te... Nu mai faci asta. Stai și îți vindeci. E un proces de vindecare, de restartare a biosoftului tău. Nu mai stai să... Dar de ce nu mă înțelege? Da să mă duc, da să văd, da să mă... știi? Nu ține. Și nu susții lumea nimănui. Da? Lumea doctorilor. Mi-era interesant când v-am uitam ce mai face, ce mai spun doctorii sau cum era. Eram foarte curioasă cândva. Și nu mai am treabă, știu cum se întâmplă dinăuntru tău și proiecțiile la fel. Și nu mă mai... Nici la televizor nu mă mai... Era un timp deloc, nu mă uitam la televizor, după aia am început să mă uit, mă uitam la filme și mai știu ce, știrile mă... Și știrile de ieri pe azi sunt altele, se schimbă. Tu zici de platforma, o nouă platformă a proiecției a lumii care lucrează, da? Care proiectează, de pe care se proiectează, se adună lumea, să zicem. Nu se mai adună, e platforma ta, e unicat. Fiecare e pe platforma lui. Tu când mai
aduci pe cineva în discuție, e cumva un fel de ca la piață. Tu cu cât dai roșiile? A? Dar eu le dau cu atâta. A? Schimbăm, facem, dregem sau economia pieții o deranjăm dacă... Da? Acolo e. Și tu nu mai ești acolo cu hei rup și cu lumea și se uită lumea. Mi-e cumva ciudat acum dacă se uită cineva și mai și scrie ceva. Mi se pare foarte cumva, dar amintirile te iubesc din 3D și asta e. Adică accepti... Te mai zis, bâză, zi, că lumea, da, ca și tine așa, îi trage înapoi în 3D, da. Cu șef, cu job, cu hai să facem, să dregem, hai să punem la punct. Nu mai pui la punct pe nimeni, nu mai faci, nu mai dregi, nu mai schimbi, nu mai e dinăuntru tău. E peste noapte cumva, dar peste noapte când clear-ul îi vindeci, urci în, da? Înțelegi unde ești. Și numai atunci poți să proiectezi lumea, uite așa, când înțelegi că organismul singur se uite așa, se vindecă. E foarte important. Dacă n-a ajuns organismul să se vindece și tu vii și dai cu o pastilă, chirdic. Tu ai încredere în organismul tău, în biosoftul tău, în universul tău lăuntric, în sufletelul tău, în mecanismul, în mașina asta bio a ta minunată care sare dintr-o lume în alta, da? Tu ai încredere și ea, tu adică, da, dinăuntru tău, universul tău, inner univers, proiectează tot ce vrei tu. Tu dacă stai la cheremul cuiva, de aia, da, nu știu dacă e dur. Pleci, îți bagi picioarele închis, pleci de unde, da. Și vezi cum se întâmplă lucrurile și nu e pregătită. Da, am mai zis. Da, lumea nu e pregătită. Tu nu mai poți sta la cheremul cuiva cu haideți să facem să fie bine. Haideți să, da, și să aștept să ți se scrie și să te să... Tu când știi cum merge cu energiile și cum îți proiectezi, că îți apare cineva acolo. Când ești acasă, da? Te-ai trezit, săritură cuantică și te-ai trezit acasă, în familia ta, lângă soțul tău, fostul soț, dacă e divorțat, lângă soțul tău, te-ai trezit și ai înțeles că nu e el, e numai forma și în el sunt 7 în 1, de fiecare dată alt. Tu înțelegi unde e și despre ce e, care, unde, cu cine să vorbești, cui să lămurești, știi? Doar înăuntru tău, te transformi, să facem să fie drumuri, care drumuri? Ai fost, ai mers într-un vis de vacanță, nu numai unul, da? 7 ani, trebuie 7 ani, ai tot mers în fiecare vară, ai mers peste tot unde ți-ai dorit, ai ajuns. Ai văzut cum e. Drumurile cum îs. Zici că își bătea joc universul de tine, scris drumul, scris unde merge și după aia șters așa, ca și cum un copil a urcat și a șters cu negru și a scris de sub altă denumire. Mă cruceam, nu venea să cred. Înțelegi cum e? Și se proiectează dinăuntru tău. Despre ce podcast sau asta vorbim? Tu doar ai forța și puterea să stai așa singură de nebună în fața camerei și să fii de acord sau nu tu cu tine. Să-ți vindești, să-ți clear-ui, să-ți înțelegi una alta și să se proiecteze. Sănătos pentru tine. Așa faci diferența. Așa eu fac. Acum fiecare cum simte după ce ai umblat pe drumul și ți-a scris cum era scris și înțelegeai lucrurile cum îs și înțelegi și acum, nu știu dacă mai e cineva pe pământ, știi, fiecare cum. Că dacă se personalizează pământul, omul vorbește ca tine, omul gândește ca tine la un moment dat, înțelegi? După chipul și asemănarea ta, se proiectează tot de deștept și de frumos și de
da? Pe fază la orice. E superb, e superb. Dar e dinăuntru tău. Și după aia te uiți la una, la alta, îți pui mâinile în cap, în podcastul, îți pui mâinile în cap, intri înapoi în tine, da? Te mai uiți la nimic în timp. Și observi pe parcurs că cineva s-a lăsat de nu știu ce și nu știu cum. S-a trezit omul și s-a lăsat de... Da? Doar la nivel de a ajuta, învăța, a te învăța tu pe tine, a te ajuta și dacă rezonează cu cineva, ajut și... Dar nu... Așa era la început, am sărit eu cu unul în masă și să arăt eu, să le arăt eu lor cum se face, cum se drege. Să le spun eu și să învăț. Pe cine să înveți? Oamenii sunt mai deștepți ca tine. Ce zic? Nu mă uitam acum la podcast. Cineva a invitat pe cineva care ăla poate nu are atâtea subscriberi, atâția și like-uri. Și imediat am simțit prin simplitatea lui, omul era mai concret și mai așezat între ale lui decât cel care a invitat și avea multe mulți invitați și mulți subscriberi și fantastic. Imediat s-au pus lucrurile la punct. Poate că și asta trebuie să se întâmple și fiecare să treacă prin ceva și să își dea seama despre ce îi, despre ce e vorba. Știi? În sens de să faci ceva și când îți place e cumva tu te luminezi dinăuntru. E una să te luminezi dinăuntru concret, așezat, sănătos, da? Omul. Și altfel e să crezi că te luminezi. Aia era trezitul fals și trezitul adevărat, știi? Să crezi că faci, că dregi, că... da? Și vine omul, șobenul, simplu, așa, și îți spune două vorbe la nenorocit pe alalt care a invitat. Da, m-am distrat. Dar asta ziceam. Îți proiectezi, tu dacă vrei să proiectezi lumea cu șef și cu nu știu ce și cu președinți și că a zis și de alegeri și de... Nu e așa ceva în lumea ta, nu mai e. Dar mi-aduc aminte săritura cuantică și începuturile mele astea erau. Cu președintele, cu... Ești băgat în seamă, așa, ești băgat în seamă, ego-ul, da, da. Primul lucru când sari e ego-ul. Și e gol că ești băgat în seamă, ești băgat în seamă de nu știu cine, de nu știu care. Tu trebuie să fii băgat în seamă tu de tine. Tu de tine, tu cu tine, femeia, bărbatul, relația. Femeia dacă nu se iubește ea pe ea, normal că bărbatul pleacă de la ea și nu o iubește. Ea pe ea trebuie să se adore, da? Sau bărbatul, el pe el, să, da? Să-i placă la nebunie tot cum e și ce e, da? Și atunci și lumea în jur, care lume? Că ești doar tu pe pământ, să zicem. Da? E? Acolo ești. Asta ziceam, dar nu știu ce am mai vrut să zic. Da, m-am cam înflăcărat eu cu... Da. Nu, dar imediat vezi omul, știi? Când mai... Cine e trezit sau cine e fals trezit încă doarme. Asta nu e o jignire, fals trezit. Da? Omul crede că, adică e un fel de preludiu, știi? La trezire. E un fel de încă între deschizi ochii și încă nu te-ai trezit. Dar mai visezi încă. Ceva de genul. Da? Și omul se crede și... Da? Ego-ul foarte vedere, știu, experiență personală. Ți se pare că fai de mine. Da, și atunci se întâmplă ce se întâmplă. E un fel de două treziri sunt. Prima e care e falsă, tu crezi că te-ai trezit și după aia vine ce vine, un val vârtej, da? Tornado și te răstoarnă că nu știi pe unde să te aduni. Da, da. Ego-ul ți-l răstoarnă. Acolo e, da. Acolo e. Da. Da, acum o să înceapă nebunia acum.
Da, omul se trezește și aduce aminte ce a făcut, ce n-a făcut. Dur o să fie, da, acum e dur. Da, și de aia te-ai trezit, de aia ajuți lumea și înregistrezi și da, da, da. Suntem ca niște copii, suntem ca niște copii. Idei nu avem, ce facem, în ce ne băgăm, unde suntem. Nu te întreabă nimeni, ești aruncat în noți și gata, na, 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 acolo. Compasiune, cât cuprinde compasiune. Da. Se vede după om, știi, omul când prin ce a trecut, prin mai un tic, mai, da, îl vezi, îl vezi cât e de adevărat și de, știi? Și îl vezi pe celălalt care mai mult e așa poleit și strălucitor. E una să strălucești dinăuntru și alta să strălucești din afară. Experiență personală. Până nu înțelegi, până nu faci, până nu înțelegi. Te trezești din tine, înregistrezi până poimâine. Dacă nu înțelegi aici ceva, degeaba. E? Da. E dur, dur. Și bărbații cu ego-ul o să fie, hai de mine, mai jos de centură, știi cum. Da. Și femeile, da, la bărbații, da, dur, dur. Ok, nu știu ce am tot zis acum, că m-am înflăcărat așa, că am văzut ce am văzut. Da, pentru că nu mai e al meu. Mi-era și mie interesant, vroiam și eu să intru într-o zi, dar pe urmă am zis că nu e despre asta, nu e despre mine, nu e... Te comporți altfel când e, aștepți să ți se scrie, să ți se spune. Tot tu proiectezi din tine și tot tu ai mecanismul ăsta din 3D, apropo, cumva, da, că cineva zicea, dar de ce trebuie să vindeci energiile din tine? Poate că nu trebuie. Ei, eu sunt acolo că trebuie. E nevindecat. Eu mă țin minte pe mine în înregistrările alea printre primele. Toată era așa, zici că eram apucată, da? Exorcizată trebuia. Pe cuvântul meu. Și imediat vezi la... Omul încearcă să pară calm și să pară... Și odată îi pară pornit și dus și... Da, trebuie vindecat. N-ai cum. Și e un proces, toată viața o ai, tot cu din astea, să le lămurești, să le vezi, să le rezolvi. Dar e foarte interesant, e frumos, e... Nu? Și intră aici, știi cum zice, să nu judeci omul, intră tot. Da? Ești la mijloc, ai voie și să judeci, ai voie și să știi ce o iei în freză dacă judeci, da? Tu știi. Dar când urci în vibrație, în lumină, în așa, vezi altfel lucrurile, cumva nu judeci, cumva cu compasiune spui, dacă spui. Și deja dai cu dosul palmei energetic și podcasturile dispar la un moment dat, pentru că nu e despre tine și nu bagi în seamă așa ceva. Așa susții energetic. Când bagi în seamă ceva, înainte era și... Ține în lumină și se dizolvă. Ei, e un proces, am mai zis. Ține în lumină și la un moment dat nu mai bagi în seamă. Și ai văzut cum s-au schimbat podcasturile din ce-ți plăcea ție înainte să te uiți despre ce? Mai multă artă, mai multă... Și ai trecut la un moment dat politică, nici nu-ți venea să crezi la ce. Da? Și gata. Și acum se dizolvă. Nu mai ai nevoie. Ai nevoie doar să proiectezi, să-ți vezi de... un fel de foaie întoarsă de la ceva nou, da? 3D-ul, gata, la revedere, tabără dragă, cu tot respectul, cu tot, cu șefi, cu joburi, cu drumuri, cu hei, rup, cu noi, cu pentru voi, gata, ești de pe, ai platforma de pe care proiectezi, tu, cu tine, pentru tine, da? Și așa se întâmplă 2009, de la unul la altul. Nu ne mai adunăm să vă... Dar e un proces. Cine mai simte nevoie, încă se mai adună între ei, între... Da. Până ajunge unde ajunge. Trebuie să ajungă acolo unde...
se deschide mult mai multe, mult mai multe se deschid când ești singură, singur, da? Față în față cu reacțiunea ta. Tu ești singur aici așa. Proiectezi, da? Ești ca un savant alchimic care, dacă se, ca la o bucătărie, cum să fie două femei la bucătărie, da? Nu se bagă nimeni în ingredientele, în alea, nici ai ajuns acolo că nu mai întrebi, dar cum faci aia, dar cum ai... E întrebarea dinăuntru tău, dar nici nu mai întrebi. E, nu trebuie făină, nu trebuie... Da? Tu te minunezi în tine. A, îmi trebuie făină pentru așa? A, și îmi trebuie sare pentru prăjitură? A, da? Da, caramel sărat, da. A, știi? E, nu mă întreb. De aici, din tine, vreau să fac ceva. Și imediat, îți trebuie aia, te duci la magazin, știi ce ai de cumpărat. Nu te-ai uitat nicăieri, nici răspunsurile din tine. Ingredientele pentru proiecțiile tale. Acolo ești, trează.